realizarea unui mărțișor prin tehnici de lucru combinate. Această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară și anume realizarea de produse utile și sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. Etapele de lucru sunt următoarele: ștanțare, decupare, asamblare și expunere. Iată care sunt materialele necesare: hârtii gumate cu sclipici și simple, hârtii cartonate, ștrasuri, fibră de sticlă, șnur de mărțișor și act de siguranță. Pentru confecționarea mărțișorului avem nevoie de următoarele unelte și instrumente de lucru: perforatoare cu modele florale, foarfecă simplă, foarfecă cu model și pistol de lipit cu rezervă de silicon. În etapa de ștanțare, perforează hârtiile gumate cu ajutorul perforatoarelor cu model de floare. Suportul mărțișorului se realizează din hârtie cartonată și fibră de sticlă. Tăiem hârtia cartonată cu ajutorul foarfecii cu model în pătrate sau dreptunghiuri mici. La fel tăiem și fibra de sticlă cu ajutorul foarfecii în dreptunghiuri mici. În etapa de asamblare, asamblăm suportul și broșa florală prin lipirea pieselor componente între ele. Confecționarea suportului se realizează prin lipirea fibrei de sticlă peste bucățica de carton în 4 puncte de lipitură, ca în imaginea de mai sus. Asamblarea mărțișorului se realizează prin lipirea florilor între ele, a ștrasului și a acului de siguranță. Lipește floarea mică peste cea mare, iar apoi atașează un ștras la mijloc. Lipește pe verso acul de siguranță. Prinde șnurul într-un nod pe acul de siguranță. Apoi prinde broșa pe suport. Și iată, mărțișorul este gata. Poți confecționa mărțișoare florale și din alte culori preferate, cum ar fi portocaliu sau roz. Expune mărțișoarele realizate în clasă sau în holul școlii. Îți mulțumesc pentru atenție!